Bine v-am găsit, stimați telespectatori! În ziua de astăzi încercăm să dăm naștere unei emisiuni în cadrul postului de televiziune Muntenia TV, unei emisiuni, Mozaic se va numi, care își propune să aducă în fața dumneavoastră, în fața telespectatorilor giurgiuveni și nu numai, o serie întreagă de teme, care teme sperăm în continuare să vă facă multă plăcere și să deveniți fanii noștri, să vă sacrificați, în ghilimele fiind spus, minutele prețioase pentru a vă așeza pe comod pe fotoliile dumneavoastră în fața televizorului și să rămâneți într-un dialog cu noi. Cu convingerea că lucrul acesta se va întâmpla, de la bun început, încerc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Și acum să intrăm în emisiunea propriu-zisă. Ne-am deplasat la domiciliul doamnei profesor Mihaela Stoica, directoarea școlii din Comuna Clejani, pentru că am descoperit-o și cineva ne-a părât-o că are destul de multe aptitudini constatate de noi în timp, legate de muzică, legate de poezie. Am putea spune o floare din ce în ce mai rară sunteți, doamna profesoară, pentru că florile de acest fel se pare că au început să cam ofilească. Dumneavoastră, sunt convins, și în calitatea de profesor pe care o aveți, veți face în așa fel încât să reînvie muzica, să reînvie muzica de bună calitate, să reînvie poezia, nu numai la nivelul copiilor pe care îi aveți în educație, dar și la nivelul comunității noastre, dumneavoastră, la nivelul, în general, țării noastre. Mulțumesc foarte mult pentru aprecierile făcute. Pot să spun că mi-ați încălzit inima și sufletul și mi-ați dat foarte mult curaj să continui ceea ce am început. Am venit nu neapărat în ideea de a vă încuraja, pentru că știm că vă încuraja și singură, pentru că altfel n-ați fi fost în fața noastră acum, da? Am venit, în schimb, în ideea de a face ca modelul dumneavoastră să fie luat de cât mai mulți tineri din țara noastră pentru asta. Eu vă doresc succes. Vă doresc succes. Și în același timp vă doresc ca să fiți un bun interlocutor, iar eu să vă fiu un bun moderator în această emisiune. Da? Bine. Păi să începem cu începutul, nu-i așa? Am înțeles că sunteți directorul școlii Clejani. Da. De mulți ani, doamnă? Din 2005, din anul 2005, cu o întrerupere de un an și jumătate, după aceea am revenit în această funcție. Da, da. Aveți suficientă experiență de directorat. Da. Știți ce v-aș ruga eu? Să încercați să spuneți locuitorilor județului nostru, să spuneți câte ceva din ceea ce v-a îndemnat pe dumneavoastră să îmbrățișați, să îndrăgiți această, să zic, eu aș numi-o, poate nu-i deloc pretențios spus, a doua profesie a dumneavoastră, profesia de acasă până la urmă. Că sunt convins, acasă, în apartamentul dumneavoastră, am constatat un adevărat studio muzical. Da, da. Să știți că repet în fiecare zi și foarte târziu, ore în șir, stau în fața microfonului, iau chitara și cânt nu numai muzică folk, și muzică populară, depinde de starea pe care o am în momentul respectiv. Dar cel mai mult, muzica folk. Este muzica sufletului meu, de altfel. Ei, acum nu o acaparați, că mai sunt și alte suflete care îndrăgesc această muzică. Da. Sunt convins că așa este, de aceea mi-am și permis să vă spun că aici parcă este vorba de o a doua profesie a dumneavoastră. Văd că v-ați autodotat
Exact. V-ați autodotat, ați făcut și cheltuieli materiale, pentru că dotările de acest fel se fac cu sacrificii materiale. Au fost, dar atunci când faci ceea ce îți place, faci pentru sufletul tău, pentru a le transmite oamenilor muzica ta. Pentru că la un moment dat regreți că ai fi putut să o faci mai de mult. Încerci când înaintezi în vârstă și îți dai seama că nu mai ai foarte mult timp la dispoziție, să aduci ceea ce ai tu mai bun. Și chiar dacă cheltuielile sunt imense, nu te gândești că este ceva complicat, că este ceva greu. Fac acest lucru pentru a le transmite oamenilor o muzică de bună calitate. Știți ce mă bucură, doamnă? Mă bucură faptul că vorbiți de muzică și ați subliniat de bună calitate. Din păcate însă a început să se strecoare în muzică și muzica cealaltă, opusă celei de bună calitate. Știți dumneavoastră la ce mă refer. Și cred că este menirea dumneavoastră a celor care îndrăgeți muzica și care doriți să o fie cunoscută de cei din jur și mai ales de adolescenții noștri, de tinerii noștri, faceți un lucru nemaipomenit că vă referiți la calitatea muzicii. Vă mulțumesc pentru asta. Chiar vă mulțumesc. Da. Aveați nevoie de cheltuieli materiale, după cum ne-a spus. Dar nu numai asta, doamnă, vă trebuia. Și timp. Și timp, dar vă mai trebuia ceva, doamnă. Știți ce? Susținerea familiei. Da, din punctul acesta de vedere, trebuie să mă declar o soție și o mămică fericită. Am toată susținerea lor. În orice activitate culturală artistică, n-am avut niciodată interdicția de a nu participa la un eveniment cultural. Din contră, au spus nicio problemă, rămânem noi acasă, rezolvăm problemele casei, tu să mergi mai departe. Mă bucur că se întâmplă așa ceva. Păi fără asta nu... Chiar n-aș fi putut. De altfel, nici soțul dumneavoastră cred că n-ar fi putut să aibă alte păreri acum, din moment ce v-a cunoscut și v-a... Așa m-a cunoscut cântând la chitară. V-a cucerit și l-ați cucerit probabil și cu chitară. Nu numai cu dumneavoastră, nu numai cu ființa. Da, bine că s-a întâmplat asta și este bine. Am dorit să se continue acest comportament din casă, din familia dumneavoastră. Adică soțul să nu spună, ia mai vezi tu că aș vrea să mănânc și mâncărica asta și tu ești cu chitara. Vezi cum ești. Da? Legat de acest aspect, nu vreau să se înțeleagă greșit pasiunea mea. Pasiunea este pasiune, iar obligațiile mele de mamă, de soție, față de familia mea, sunt obligații și fac tot posibilul să nu le lipsească absolut nimic. Sunt convins că se întâmplă acest lucru, pentru că venind aici la dumneavoastră acasă, ne-am dat seama că sunteți în afară de un propagator al culturii la nivelul acesta, sunteți și o bună gospodină. Mulțumesc pentru apreciere. E o constatare, să știți, nu vreau să vă flatez. E o constatare, adevărată constatare. Da. Păi, doamna profesor, dacă tot am făcut așa o discuție vis-a-vis de ce v-a îndemnat pe dumneavoastră să faceți muzică, puteți să-mi spuneți? Da. Vă rog. De fapt, nu mie să-mi spuneți. Să spuneți celor stimaților spectatori, telespectatori, care acum sunt convins că sunt așezați pe contul în fața televizorului. Părinții mei sunt cei care m-au învățat să iubesc muzica, să spun așa, de mic copil. Părinții mei fiind cadre didactice, desfășurau diverse activități culturale-artistice. Tatăl meu era un bun notist, chiar dacă era învățător și nu profesor de muzică. Cânta și la acordeon. În familia mea s-a cântat foarte mult în fiecare seară. Iar un lucru care pe mine m-a încurajat foarte mult în muzică a fost atunci când aveam 5 ani. Mergeam împreună cu părinții mei și alte cadre didactice din comuna Toporu, unde... Originea dumneavoastră. Exact, unde m-am născut, sat Pămulești. Da. Mergeam la o repetiție la Căminul Cultural. Și în mijlocul de transport unde se aflau, repetau la un moment dat romanța S-au scuturat toți trandafirii. Și m-am trezit, eu un copil de 5 ani, realizând vocea a doua la această romanță. Și toată lumea a tăcut. La care
Tata s-a uitat și a spus, este fetița mea, este Mihaela. Mihaela a făcut vocea a doua. Vă spun, a fost un moment extraordinar evident, pentru părinții evident, mei, pentru că eram un copil de 5 ani și deja aveam noțiunea aceasta de vocea întâi, vocea a doua, vocea a treia, pentru că tatăl meu realiza coruri și pe patru voci, ceea ce nu era deloc simplu. Eram familiarizată, deci pentru mine, eu m-am născut într-o familie unde tot timpul s-a făcut muzică și muzică de calitate. Chiar dacă foarte puțini au cunoscut sau au auzit de familia mea, totuși mă pot lăuda la momentul respectiv cu niște compoziții ale tatălui meu care au ajuns la nivel de țară, grupul vocal al comunei Toporu din satul Tomulești, a câștigat locul întâi la Festivalul Național Cântarea României. Iată. Un lucru extraordinar pentru noi la momentul respectiv. Iată. Să înțeleg că și genetic dumneavoastră sunteți avantajată. Da. Aș dori să completez și eu pentru că din fericire am cunoscut părinții dumneavoastră. V-am spus până acum? Nu. Nu v-am spus. Chiar este... Da, mă bucur. Nu vreau să vă emoționez. Nu vreau să vă emoționez. Nu fiți emoționată. I-am cunoscut, l-am cunoscut pe domnul învățător Ivan. Exact. Așa, de la Toporu, care era sufletul formațiilor artistice din comuna Toporu. Și vreau să vă spun că l-am văzut pe scena Căminului Cultural și de la Toporu, dar nu și numai. De la Chiriacu, mi-aduc aminte, eu îi însoțeam la aceste sigur activități. Sigur că da, și de la Ghimbați, și de la Ghimbați, da, așa. Și de la Drăgănești. Dumnealui era sufletul. Exact. Și așa cum este. Să nu aibă așa o fată care să-i ducă mai departe această plăcere a vieții sale? Că a fost o plăcere, sunt absolut convins de acest lucru. Da. Sigur că da. Păi, știți cum e? Vorbă multă sărăcia omului. Haideți să încercăm acum să vedem ce ne puteți arăta pe tărâmul acesta al muzicii. Voi începe cu un cântec, cu o compoziție proprie, de altfel, Clejan te protejăm. Ui, foarte este, bine așa. Deci atât versurile cât și muzica îmi aparțin. Un cântec tare mult îndrăgit de elevii mei de la școala Clejan și pe care îl aud frecvent, în pauze, fredonat. Și știți, e un lucru extraordinar. Chiar dacă auzi numai melodia, dar știind că este compoziția ta și l-auzi pe elev fredonând, sigur, zici, domnule, înseamnă sigur, că am pătruns sigur, undeva acolo sigur, în inima a sensibilizat lui. Sufletele copiilor. Dar eu cred că nu numai ale copiilor, doamna profesor. A sensibilizat chiar și sufletul locuitorilor comunei Clejan. Eu sunt ferm convins de lucrul ce text acesta, pentru acest că în comuna Clejan sunt oameni deosebiți. Cunoaștem. Oameni deosebiți, cunoaștem. De altfel. Și este o plăcere să fii profesor și director de școală în comuna Clejan. Asta înseamnă cu atât mai multă energie pentru munca dumneavoastră de viitor. Oh,
Frumos, doamnă, frumos. Ce v-ați gândit? Ce v-a determinat să creați ceva legat de comunitatea dumneavoastră? V-am spus, este o plăcere să fii profesor, să fii director de școală, să lucrezi cu oamenii din Comuna Clejani, care sunt oameni harnici, oameni sufletiști. Și ceea ce m-a determinat să compun acest cântec a fost faptul că elevii din școala mea desfășoară activități ecologice. Și eu, fiind profesor de geografie, m-am gândit că ar fi păcat să nu compun un cântec sigur. Cu un conținut eco. Sigur, sigur, sigur. E o temă, aș putea spune, la modă, nu? Exact. E la modă cu atât mai mult cu cât o bună parte din populație cam uită de acest aspect. Și e bine că îl aduceți și mai ales că îl aduceți în atenția copiilor dumneavoastră. Da, copiii de la Școala Clejani au desfășurat numeroase campanii cu acest caracter eco, încercând să convingă comunitatea de acolo că este foarte important să protejeze mediul înconjurător. Da, da, da. E un lucru foarte bun și cred că sunteți sprijiniți și de la nivelul conducerii comunității dumneavoastră. Da, pe... acolo, în Comuna Clejani, primar este domnul Florin Nidelea, care, de fapt, este omul care ne sprijină în toate activitățile. Deci nu ne lipsește absolut nimic. Suntem fericiți. Îl cunosc pe domnul primar. Da, îl cunosc. Este... Într-adevăr, e o plăcere să discuți cu dumnealui și mai ales să-i vezi activitatea pe care o desfășoară în rândul comunității un sale. Un lucru foarte interesant la domnul primar este faptul că se implică trup și suflet în toate activitățile comunei. Dar să știți, școala este pe primul loc. Iată. Este pe primul loc. Iată, o despune ceva foarte, foarte important. Dacă școala este pe primul loc, înseamnă că în concepția conducerii comunității dumneavoastră este educația pe primul exact. Loc. Educație la care foarte multă lume, sau pe care foarte multă lume a cam părăsit-o, măcar pe domeniul acesta al concepției. Pe lângă faptul că din punct de vedere administrativ, deci ne sprijină fără niciun fel de problemă, participă și la activitățile culturale da. Ale școlii. Este un lucru foarte bun și probabil că vă sprijină și material. Sigur că și da, material. Sigur că da. Bun. Ce ați reușit să faceți în rândul copiilor? Cum ați reușit să influențați spiritul dumneavoastră în rândul copiilor? Pentru că văzând pe doamna directoare cu chitara sub braț, sunt convins că și copiii au trăirile lor și nu numai, și trimiterile lor. Nu? Da, da, da. În momentul în care mă văd cu chitara, vin așa pe lângă mine și spun, doamnă, astăzi cântăm, sigur cântăm. E o veselie mare, o bucurie mare. Chiar dacă eu în repetițiile mele nu includ decât copiii care sunt într-adevăr talentați, care au voce, au voie să participe și ceilalți. Pentru că i-aș jigni dacă i-aș jigni. Doamne, ferește, dar cum să nu? Vin acolo și ascultă, sunt atât de cuminți și pur și simplu mă uit că unii dintre ei chiar își doresc să învețe la acest instrument. Sper ca timpul meu să îmi permită în curând să pot să învăț pe cei mai talentați din ceea ce știu eu. Ar fi un lucru extraordinar să pot să fac treaba asta și sigur o să o fac. Da, și cred că mai aveți nevoie, doamnă, în situația asta de să conștientizați și părinții copiilor de lucrul acesta. Să-i conștientizați, poate e mai simplu pe plan spiritual, dar e mai complicat la unii și la mulți dintre ei, da. Pe plan material, pentru că au nevoie de un instrument, nu-i așa? Da, și au nevoie așa de este. Un instrument bun, au nevoie de ceva care, într-adevăr, să le folosească și să poată deprinde cu toate tainele acestui instrument. Sunt convins că o veți face. Sunt convins sigur că o veți o face. Să fac. Știți cum este? Muzica și poezia își dau mâna. Unde se întâlnesc, se țin de mână. Așa e? Da. Da. Din domeniul acesta al poeziei, ce vă place mai mult, doamna profesor? Adrian Păunescu. Adrian Păunescu. Dar de ce vă place Adrian Păunescu? De ce îmi place Adrian Păunescu? Am să vă și spun. Motivul tot părinții mei sunt în primul rând. Eram copil și învățam poeziile lui Adrian Păunescu. Cu poeziile lui Adrian Păunescu participam la acel festival național Cântarea României. Mi-aduc aminte
La vârsta de 10 ani am interpretat o poezie care avea 16 strofe, Poem pentru pace și libertate, de Adrian Păunescu. Da, a fost un poet militant, într-adevăr. Tatăl și meu, e meritul mama mare. Mea, îl îndrăgeau foarte mult, urmăreau Cenaclul Flacăra, toate activitățile Cenaclului, aveau toate discurile de la Cenaclu, ascultau seara, învățam cântecele de la Cenaclul Flacăra, cântam împreună cu părinții mei, cu frații mei. Sigur, sigur că, sigur că da, în felul acesta și probabil că o serie întreagă din poeziile pe care dumnealui le-a creat au fost transpuse în cântec, nu-i așa? Și da. Cântate, și cântate mai ales de cei ca dumneavoastră care au îmbrățișat acest gen, folk. Puteți să ne ziceți ceva din Adrian Păunescu? Pentru că întâmplarea face și mie să-mi placă tot atât de mult ca și dumneavoastră de acest poet. Sunteți de acord? Un cântec femeiesc de Adrian Păunescu? Un cântec femeiesc? Cântec femeiesc, bun. Așa se intitulează. N-aș putea să vă refuz un astfel de titlu, vă rog. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce-i slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme, ei încurcând ce ele limpezesc, ei numai tălpi și ele numai palme. Acesta e destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic impunător. Schimbându-și după ei și drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Cu atâția pași ce au făcut prin casă și pentru care plată nici nu cer, de-ar fi pornit pe cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și el îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede. Când cad, împătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica. Decât curat și uneori copii. Suntem veriga firului de ață, în fiecare lanț făcut din doi. Ce greu cu noi femeile în viață, dar e și imposibil fără noi. Câtă dreptate avea Adrian Păunescu, doamnă. Câtă dreptate avea. Mi-ați răscolit și mie amintirile cu acest cântec. Și mi-aduc aminte de o poezie de a lui Adrian Păunescu, Rugă pentru părinți, care cred că poate să fie ascultată cu multă plăcere. Vă pot veni în ajutor. Mă gândeam la o altă emisiune. O puteți face chiar acum în emisiunea aceasta? Da. Îmi faceți o adevărată plăcere și cred că și estimaților telespectatori. Este cântecul preferat al părinților mei. Iată. Atunci, fac ce fac. Și tot la părinți ajung. Nu se poate, pentru că acolo, de acolo plecăm și acolo trebuie să ajungem. Da. A fi părinte este o artă. Și mai să spune ceva. Este meseria de părinte, e meseria de la care nu se iese niciodată la pensie. Nu se iese niciodată la pensie și este o meserie în care, în momentul în care devii părinte, deci, ești amator.
La început ești amator. Sigur. După aceea sigur că, devii sigur, profesionist. Sigur, sigur. Și e cu atât mai bine dacă din profesia ta reușești să transmiți și copiilor tăi această... Copiii sunt un dar secret de la Dumnezeu. Sunt. Sunt cele mai minunate lucruri sunt. Din viață. Mi se pare că e rostul vieții. Așa am fost noi pentru părinții noștri, așa sunt copiii noștri pentru așa noi. Și trebuie să fie. E rostul vieții. Este cea mai bună investiție și cea mai valoroasă investiție pe care o poate face un părinte în copil. Copilul. Exact. Da. Haideți să încercăm să vedem dacă rugă pentru părinții, nu cumva o să răscolească și telespectatorii noștri mai mult decât își propuneau când s-au așezat pe fotoliu. Enigmatici și cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, că și-așa au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dau un ordin, da ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor erori. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Cred că ați plăcut atât celor mai bătrâni, cât și celor mai tineri. Sunt sper. Convins, sunt convins. Hai să mai continuăm puțin discuția, pentru că văd că în viața dumneavoastră, în CV-ul dumneavoastră, dacă vreți, există ceva care merită să fie dat model tineretului nostru de astăzi. Spuneți-ne așa câteva, nu neapărat cu lux de amănunte, dar câțiva pași care v-au călăuzit pe dumneavoastră să ajungeți de acolo, de la vârsta aceea de 5 ani, când spuneați că ați intrat deja în vocea a doua, undeva, să ajungeți să puteți interpreta. Și nu numai să puteți interpreta, să fiți ascultată cu plăcere și nu numai să fiți ascultată cu plăcere, să fiți luată și model pentru, sper, cât mai mulți tineri care se uită la noi acum. Aveți ceva realizări? Spuneți-ne ce s-a întâmplat. Nu aș putea să spun că am foarte multe realizări. Dar ce să se întâmple? În clasa 9 am făcut parte din grupul vocal al Liceului de Chimie, condus de regretatul profesor Melu Lobda. Pe atunci eram numai solo voce, nu știam să cânt la chitară. Mai târziu, 2 ani mai târziu, am furat această meserie de la colegii mei. I-am privit cum poziționau degetele pe griful chitării. Fur permis. Mi l-am desenat și am exersat singură.
Și în clasa 11, 2 ani mai târziu, deci am fost singurul chitarist din grup. Eram foarte mândră de realizare. Mi se pare normal, sigur. 2 ani, două ediții consecutiv, am fost laureații Festivalului Național Cântarea României, locul întâi pe țară. Mi s-a părut extraordinar. De asemenea, am făcut parte și din corul de cameră al liceului de chimie condus de către domnul profesor Stan, foarte cunoscut muzician. Da, sigur. Și prin soția dumnealui, dar și prin dumnealui însuși. Dar și prin dumnealui este un artist. Sigur că da. De altfel. După aceea, ce să vă spun... N-am mai avut o carieră, n-am făcut o carieră din muzică. M-am dedicat familiei, creșterii copiilor. Am considerat că trebuie să mă bucur de fiecare minune din copilăria lor, minune. Și când spun minune, nu mă gândesc decât la primul zâmbet al copiilor mei, la primul sunet pe care îl scot, la prima silabă, cuvânt, primul pas pe care îl fac, am vrut să fructific această copilărie, să nu o pierd. Da. Am considerat că eu, ca mamă, sunt factorul principal în educația lor. Mai târziu, ei au crescut. Au început să se descurce și singuri și am început să activez în cadrul cenaclului literar Lucea Fărul, condus de către poeta Dunia Pălângeanu, pe care toți o cunoaștem pentru activitățile cultural-artistice. Și care văd că v-a inspirat foarte mult din discuțiile pe care le-am purtat. Foarte multe poezii, eu am compus melodii. Pentru mine este o onoare când un poet ca doamna Dunia Pălângeanu îți oferă niște poezii să adaugi o muzică, înseamnă că ești apreciat. Sper ca și dumneavoastră să constituiți mândria doamnei Pălângeanu. Eu cred că da. Da. Eu cred că da. Sunt convins, da. Activitățile cenaclului sunt numeroase și apreciate, de altfel, da. La nivelul județului sper, abia aștept să ne întâlnim din nou, pentru că am avut și noi o mică vacanță. Și să depășim granițele județului. Eu cred cât mai departe posibil, cât mai departe. Numai atunci valoarea noastră e scoasă în evidență. Când ne cunoaște cât mai multă lume, nu numai că ne cunoaște, dar cât mai multă lume ne folosește ca și exemplu în anumite domenii. De data aceasta, domeniul muzicii, domeniul poeziei. Da. Deci, doamna Pălângeanu, vă place? Da, da. Păi, concretizați acest lucru. Concretizați-l cu ajutorul chitarei. Voi interpreta câte culte invit la o cafea, pe versurile poetei Dunia Pălângeanu, muzica compoziție proprie. Te invit la o cafea, ploaia cade nemiloasă, azi nu vom ieși din casă, se anunță vreme rea, ochii tăi de peruzea și un inel cu diamante se vor risipi pe-o carte. Te invit la o cafea, ochii tăi de peruzea și un inel cu diamante se vor risipi în noapte. Te invit la o cafea. Vei citi triste poeme lângă vechiul meu pian, parcă mai trecut un an, parcă sunt bătrân pe semne. Ochii tăi de peruzea și un inel cu diamante
se vor risipi pe-o carte, te invit la o cafea. Ochii tăi de peruzea și un inel cu diamante, se vor risipi în noapte, te invit la o cafea. Ochii tăi de peruzea și un inel cu diamante, se vor risipi în noapte, te invit. Unde le-ați găsit, doamna, așa frumoase? Doamna unde le-ați găsit așa Pălângeanu frumoase? Mi l-a trimis prin intermediul rețelelor de socializare, Facebook-ul de altfel. Și a zis, uite, dacă tu crezi că îți pot folosi aceste versuri, sunt într-adevăr, sunt într-adevăr frumoase. Acum, știți ce v-aș ruga eu să-mi spuneți? Dacă vă interesează, în afară de autorii consacrați, că sunt ei de poezie, că sunt ei de muzică, dacă vă interesează și creatorul anonim. Da, mă interesează. Vă interesează? Da. V-a interesat în muzică? De exemplu, ați putea să ne cântați sau să ne recitați, nu știu, ceva, de la un creator anonim, de aici, de unde nu știe nimeni cine a fost și cine este și e peste tot. Cred că ană zorile se varsă. Ei, ia să auzim. Ar fi foarte potrivit. Ia să vedem. Ană zorile se varsă. Lasă-mă să merg acasă. Stimați telespectatori, cred că v-am făcut plăcere până acum, cel puțin asta îmi place să cred, și de aceea
Îmi voi permite să continuăm discuția, doamna profesor. Cu siguranță. Dumneavoastră vorbeați mai înainte de faptul că la nivelul județului Giurgiu se întâmplă ceva vis-a-vis de actul acesta cultural. Ce proiecte aveți pentru viitor? Mă gândesc că la talentul pe care l-am constatat la dumneavoastră, la implicarea deosebită pe care o aveți, s-ar merita să încercați să ieșiți afară din granițele județului Giurgiu. V-ați gândit la așa ceva? Da. M-am gândit să mă înscriu la Festivalul Național al Castanilor din luna octombrie. La Ploiești va avea loc acest festival. Nu știu dacă voi ajunge în finală, dar zic că este un pas înainte și pentru simplul fapt că mă înscriu la acest festival. Sigur. Da. Și mi-aș dori din tot sufletul să găsesc un profesor de specialitate care să se ocupe un pic de mine. Să mă modeleze în chitară, să spun așa, în muzica folk. Eu zic, aș zice să vă perfecționeze, doamnă, mai bine, da. Pentru că dumneavoastră aveți suficiente cunoștințe de chitară, din câte am constatat. Și am rămas plăcut impresionată. Am cunoscut un muzician adevărat, pe domnul profesor Ernest Mihai Dicu. De la, da. De la Școala de Artă, de la Giurgiu. Da, exact. Mi-a încălzit inima, sufletul. Nu puteam să-mi iau ochii de la acest om. Ca între chitariști se întâmplă acest sentiment, cum? Nu? Deci toate genurile de muzică. E mare lucru. Și da. Greu găsești în ziua de astăzi un om care să interpreteze sigur. Toate genurile cu siguranță, de muzică. Cu siguranță. Da. Mi-a mers la suflet. Bun. Nu și pot să vă spun. N-ați încercat să-l abordați într-un fel sau altul pe domnul profesor? Am încercat în ceea abordez, ce vă privește? Nu. Am încercat să-l abordez. Ne-am cunoscut. Acum e prea devreme să vă spun dacă vom lucra sau nu împreună. Da. Eu sper să lucrăm împreună, să mă sprijine. Îmi doresc din tot sufletul. Nu, eu sunt convins că veți avea ok-ul dumnealui, pentru că un om care îndrăgește atât muzica și care îndrăgește atât de mult arta, atunci când vede pe cineva într-o pepinieră anume, pentru că dumneavoastră de fapt faceți parte dintr-o pepinieră a muzicii folk în general, așa vă consider acum, să nu ziceți că sunt cam nedrept cu dumneavoastră, să nu credeți așa, dar totuși sunteți în rezerva muzicii folk. Eu sunt convins că domnul profesor își va pleca atenția către a vă ajuta într-un fel. Și eu trăiesc cu speranța asta, da. Și îmi doresc din tot sufletul. Haideți, domn profesor, vă rog să o ajutați pe doamna profesor, pentru că merită să o faceți. Haideți să revenim puțin, dacă veți fi de acord, pe tărâmul poeziei. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți, astăzi îmbătrânind de dor de părinți. Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc. Niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei. De sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc. Ei albiră de dor să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn. Chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu îi știu și îi simt pătimind undeva. Ne amintim și de ei, după lungi săptămâni, fi bătrâni ce suntem, părinții bătrâni, dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor. Între ei și copii e o prăsilă de câini și e umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți
pe pământ, nu un gând. Mă aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Și dacă timpul ne este dușman de data aceasta, vă mulțumesc, doamna director, pentru faptul că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Mi-a făcut plăcere să am asemenea musafir. Plăcerea de partea noastră este cel puțin la fel de mare. Vă mulțumim încă o dată. Vă mai invităm și cu altă ocazie. Sunt convins că veți accepta, acest lucru. Mulțumesc și stimaților telespectatori care au sacrificat minute poate prețioase pentru a ne asculta, pentru a ne vedea. Și eu le mulțumesc. Și eu zic să le... Și sper să le fi bucurat sufletul, da, și inima. Și să le promitem că vom încerca să facem tot ce este posibil în viitor, așa încât dumnealor să vină cu plăcere la emisiunea noastră. Și dacă lucrurile stau așa și dacă toamna a venit, să încheiem emisiunea noastră cu un cântec dedicat toamnei. Plecate.